Nu-l putem acuza pe Buddha, care îi înainte de Hristos cu mii de ani, deci e religie istorică, nu-l poți acuza pe Mahomed, profetul islamului, care are și el rădăcină de pe la Ismail din Agar. De ce? Pentru că oamenii și-au făcut o direcție, și-au făcut un țel. Cine nu-i cu noi împotriva noastră, moare, se decapitează, se înjunghe, se spânzură, se taie. Allah e mare, Allah e tare, Allah Akbaru, și s-a terminat discuția. Restul te costă moartea sau viața. Pe când Iisus vine în numele unei păci pe care nimeni n-a mai întâlnit-o. Nu-ți scuipa vrăjmașul, nu-l insulta, întoarce-i fața, vedeți numai lucruri tamam pe dos gândite. Unii susțin sau cred și astăzi, și avem de-a lungul istoriei aceste explicațiuni, sunt în special date de lumea occidentală, că creștinismul n-ar avea nicio rădăcină cu Dumnezeu. Creștinismul n-ar avea nici pe de departe treabă cu Scriptura. Este o invenție a Imperiului Roman ca nouă religie să se poată impune peste popoarele care le-a cucerit. Adică să nu mai vină cu forța, cu arma, că ați văzut, dacă citiți istoria Imperiului Roman, sunt trei feluri. Sunt expansiunea și invazia, deci când taie, omoară, decapitează, deportează, schimbă masele între ele, să fac migrații de colonizări. Și după aceea găsim mai târziu alte forme de cucerire romană, în care dinastia venea și schimba capii de conducere, intra în vechea orașului și oamenii își vedeau mai departe de cultură, de trăire, de agricultură. Ce meserie aveau ei? Își făceau treaba normal, numai că în loc să fie X, era Y în vârful piramidei. Era guvernatorul, cum este Pilat în Ierusalim, nu le interesa de ce să scoală iudeii, de ce să bată între dânși, de ce lucid pe Iisus. Ce răspunde Pilat în momentul când vin iudeii la el? Judecați-l voi după legea voastră. Faceți ce vreți cu el, eu nu i-am găsit nicio vină la omul ăsta. Nu s-a spălat pe mâini, pe de o parte, în mod firesc de dezinteres, dar s-a spălat pe mâini și la modul ca să nu se strice cu mai marele lui, să audă că a făcut vreo nedreptate la iudei, să intre în vreo polemică, să aibă de suportat, probabil, nu-i mare lucru să ia din leafă sau nu era mare lucru să-l schimbe din funcția care o are. Ce faceți ce vă place. Ei, cam în genul acesta s-a crezut despre religia creștină în momentul când oamenii au greșit cele două lucruri. Cine este Iisus și de unde vine Iisus? Și iată-l aici pe Iisus la a treia întrebare. Ce vrea Iisus de la noi? Ne spune, dacă vreți, în cele 10 fericiri. Să fii blând, să fii milostiv, să fii calm, să fii bun, să fii drept, să fii curat cu inima și așa mai departe. Să suporți prigoana, să suporți încercarea, să suporți umilința, toate pentru Dumnezeu. Și s-a terminat scandalul. Adică pe undeva, Iisus vine cu o religie pacifistă. De unde se vede un lucru care nu l-aștepta nimeni? O să vedeți ce spune Evanghelia mai departe. O să intrăm de data asta pe un teritoriu de acum tipic biblic. Iisus când l-a văzut pe Zaheu un sasuit și spune că chiar a privit în sus după el, deci era clar că de acum Iisus îl căuta ca Dumnezeu pentru că știa că ăsta era pregătit să-l întâlnească. Deci aici vorbim de pregătirea unei minuni care nu ține nici de Iisus, pentru că Zaheu putea foarte bine să fie încăpățânat și respingător, și nu ține nici de Zaheu care nu știa că Iisus va veni drept la el și se va opri taman asupra persoanei lui. Deci asta nu poate nimeni să o acuze sau să o socoată un șiretlic în tâlcuirea Evangheliei sau în scrierea ei. Dar ce îi spune Dumnezeu lui Zaheu? Trebuie să te cobori de grabă. Acum te cobori. Că trebuie să rămân în casa ta. Aici, cum v-am explicat și altă dată, vorbim de trei case.
conacul unde Zaheu va da masă lui Iisus, vorbim de casa sufletului, pentru că se vede că l-a cucerit Iisus prin prezență, prin vorbire, prin discuție, pentru că Zaheu își schimbă total starea interioară, și aici vă spun eu de ce vorbim de starea interioară, și ultima, era vorba de casa lui Dumnezeu, deci de împărăția care se pregătește. Astăzi s-a făcut mântuire casei și acestea, că și acesta e fiul lui Avram. Deci iată, vorbește despre ceea ce va primi Zaheu ca răsplată în momentul în care înțelege chemarea lui Iisus. De ce spun că religia creștină nu are nimic cu religia romană? Pentru că întâi mă întorc și apoi continuăm de unde am rămas. Zaheu s-a coborât, l-a primit, s-a bucurat, nu trecem peste amănunte și spune așa, toți murmurau zicând că a intrat să găzduiască la un om păcătos. Deci nu putea fi o făcătură, nu putea fi o înscenare, o distribuție, o regie. Vezi, să treacă Iisus sau strimat-o, îi scoadă, vezi că am să intru pe la tine, tu fă-te că te sperii, fă-te că mă primești, fă-te că ești de acord cu mine. Nu, el nici căuta să vadă cine este Iisus. De aia s-a șesuit la holera în copac acolo și aștepta. Intrat Iisus în casa lui, a strânit o rumoare peste tot ținutul. De ce? Ce știa lumea despre Zaheu? Că-i nedrept, că-i lacom, că-i parșiv, că-i mizerabil, că-i păcătos, că-i stricat. Care era părerea fariseului la templu despre vameș? Mulțumesc-ți, Doamne, că nu-s ca toți ceilalți, dar mai ales ca acest vameș. De ce? Vameșul era socotit un fel de pare al societății, pentru că vameșul îndeplinea trei condiții. Afară de faptul că lua uiumul sau cota, astăzi dacă te duci la vamă, de exemplu, și transporti un pachet, poți să-l plătești contravaloarea vămii în euro, în bani, în ce vrei tu. La vremea respectivă, categoric se lua în produse. Veneai cu mirodenii, lăsai mirodenii, cât din cât. Veneai cu mătăsuri, lăsai mătăsuri, cât din cât. Veneai cu vinuri renumite, lăsai cât din cât, veneai cu tămâie, veneai cu un de lemn sau ce să mai fabrica acolo, toate bijuterii și alte probleme care veneau de pe drumul Africii, pentru că veneau din Egipt și treceau prin Erihon și făceau acest tranzit economic cu lucruri minunate. Ei, când a văzut Zaheu că toată ograda face ca trenul, ca să spunem așa, și se agită împotriva lui că e păcătos, că e spurcat, Zaheu este cel care ia măsura fundamentală, care n-avea treabă cu ideea lui Iisus și nici nu cred că o gândea vreodată Iisus sau nu că o gândea, cel puțin o știa cu gândul Dumnezeu ce are să facă, dar fapta lui Zaheu i-a spăimântat pe toți, de aia și rămâne astăzi în Evanghelie. Zaheu stând, deci s-a oprit, a cugetat în sine, e categoric. A zis așa, Doamne, jumate din averea mea o dau la săraci. Să nu credeți că era vorba de 1000 de euro din care am împărțit 500. Ca vameș, avea tot ce îi trebuia, dospeau magaziile de avere. Dar de vreme ce a ales să dea jumătate la săraci, înseamnă că a vrut să-i demonstreze lui Dumnezeu că deși adună, nu este legat de materie. Și acum dumneavoastră veți zice, da, dar faptul că aduna arată că este un ticălos. Da, este un ticălos. Nici în ziua de astăzi, într-o funcție, dacă n-aduni, nu poți fi ticălos. Pentru că tu, ca să iei funcția, trebuie să dai. Ca să ții funcția, trebuie să dai. Ca să stai în funcție, trebuie să dai. Ca să nu fii zgândărit, trebuie să dai. Ca să reziști, trebuie să dai. Și atunci, cum poți să-i vorbești lui Zaheu vameșul de corectitudine, când la rândul lui, Zaheu, care era iudeu de neam, și o să spuneți, dar de ce era iudeu? Păi era iudeu. Cum să pui un roman vameș care nu-i cunoștea pe evrei și mentalitățile lor?
Trebuia să fie om dintre dânsii. Ca să fie om dintre dânsii avea trei calități. Trebuia să fie coruptibil, să nu țină neapărat cu poporul său, să fie categoric, să jăcmănească, să vămuiască, să taie. Trebuia să fie ușor controlabil, adică supus gestiunii romane și gândirii romane, care aveau un scop, să jăcmănească de la poporul pe care îl biruia. Credeți că Cezar Augustus, când a pus acel recensământ, când s-a înscris Maria și cu Iosif la Betleem, a pus recensământul că îl interesa pe dânsul câți evrei mai trăiesc și câți au murit? Nu! Să știe pe câte persoane ia impozit! Pentru că era o colonie romană, era ținut evreiesc, păzit de colonie romană, deci de stăpânire romană, care veghea peste bunul mers a societății. Fiecare evreu trebuia să-și aducă obolul, banul de aur sau sicliu sau argintul sau ce dădea. Și aia trebuia să intre în visteria romană. O să mă întrebați de unde știu asta. Știu chiar din gura lui Iisus. Au venit fariseii și cărturarii la Iisus și au întrebat așa. Se cuvine să dai dajde Cezarului sau nu? Și Iisus le-a dat o lecție de logică. Javre vândute ce sunteți! Ce aveți pe moneda care este în templu? Păi avem chipul Cezarului. Dați Cezarului ceea Cezarului. În templu nici nu s-ar fi cuvenit vreodată să fie bani cu capul Cezarului, trebuiau să fie drahme care erau cu frunză de măslin, pentru că n-ai voie să-ți faci închipuire conform legii vechi sau asemănare de om din cer și de pe pământ, căreia să te închini. Banul este o marfă căreia te închini, tot omul depinde de bani. Iar pe bani era capul Cezarului. De ce stăteau schimbătorii de bani la ușa templului? Evreii făceau negustorie cu orice fel de bani, cum strângem și noi astăzi. N-aș vrea să vă aduc aminte că e înalt ține de predică, dar vreau să vă ancorez cât mai mult în realitate. Cei mai vechi sau cu vârsta măcar de 50 de ani își pot aduce aminte înainte de 2000 când se vorbea de moneda eco. Și tot așa erau tot felul de fundamentaliști din ăștia care spunea nu, jos eco, banul satanei, nu știa că se va chema euro mai târziu. Ei știau că va fi eco. Și toată lumea vorbea de antichrist, de venirea lui satana, de sfârșitul lumii. Și prima țară care a intrat în Uniunea Europeană a fost chiar Grecia noastră, asta de astăzi. Și au primit euro și au schimbat drahma, care era ban vechi de sorginte romană. Ei,